La fel de emoționați au fost la deschiderea noului an universitar și studenții Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Aceștia au participat la eveniment în prezența autorităților locale și județene, a comandantului unității și a familiilor. Prima alături de dumneavoastră, emoția începutului de an universitar, cu speranțe și cu o încărcătură deosebită, dar și cu gândul responsabilității privind educarea și formarea dumneavoastră ca viitori ofițeri apărători ai spațiului aerian al României și al NATO. Sărbătorim azi începutul unui nou an universitar, prilej cu care îmi revine deosebită onoare de a lua cuvântul în numele studenților Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Ca la fiecare început, emoțiile, speranța aducerii unor noi realizări, îndeplinirea viselor și deschiderea unor noi orizonturi sunt prezente și de această dată în sufletul și mintea noastră.